Doamnelor și domnilor, ei sunt cei care au aprobat orele de zâmbete. Întâmpinații Vlad Ardovan, Anatol Condropai și Natalia Moran. Hai, Anatol, hai, mai repejor, activizează-te, spune la oameni bună seara, bine ați venit, bine ai venit și tu de la mare, hai! Bună seara, prieteni, bine v-am găsit, eu am venit de la mare și... Mai activ, Anatol, mai activ, hei! Asta e foarte activ, după două săptămâni neactivi, asta e cel mai activ și poate să iasă mult din mine. De, ceva așa mai cu azar, tu ești odihnit, de la mare! Eu am energie! Dar nu umbli la dânsă, da, bine. Probabil că da, așa. Bună seara, prieteni, bună seara. La etajul nou, noi începem emisiunea noastră și suntem bine dispuși. Suntem încărcați cu bateriile, vorbesc numai de mine, dar vorbesc la persoana a treia, pentru că eu sunt extraordinar. Foarte bine. Noi am vrut să începem, de fapt, cu ein, zwei, Polizei, drei, vier, Brigadier și așa mai departe. Asta o să din încânte, ce motiv? Asta o să ne încânte cu prezentatoarea noastră, care ne încântă de fiecare dată când începe a cânta. Da, super ideea. Apropo, Natalia, ce vrei să ne spui despre ziua de astăzi? Băieți, astăzi facem cunoștință cu muzica instrumentală mai de aproape. Saxofonistul Sergiu Drugoș ne spune cum trebuie să dirijezi un instrument în așa mod ca să-ți aducă succes. Asemenea, urmează să aflăm răspunsul ce totuși l-a motivat pe Nathan să devină interpret și cât de des el cântă în duș. Așa, toată informația, dar eu am crezut totuși tu ai să ne cânti 1, 2, Polizei, 3, 4, Brigadier. Știi din ce motiv? Pentru că, dacă nu mă șel, în anul 1954 s-a născut o femeie deosebită, un om cu inimă mare, care a dat voie la tare multă lume în țară. Este vorba de doamna Angela Merkel. Prim secretar, dacă nu mă înșel, se numește la el, prim ministru, cancelarul de stat al Germaniei. Da, la momentul de față încă e cancelar, da? La momentul de față încă ea și la momentul de față, cum tu ai spus, o persoană, pe femeie, nu știu ce ai avut în vedere cu gesturile astea, dar... Cu gesturile am avut în vedere că a permis la tare mare flux de oameni la ei în țară, înțelegi? Cum? De asta am vedere, că e cu inimă mare. Vlad i-a cântat o felicitare, deci eu am cântat, că ai vrut să începi tu, ein, zwei, cu vârsta ei care începe cu 1, 2, 3, 4... Vârsta deja... Mare. O femeie nu are vârstă, tu știi foarte bine. O femeie are vârsta de 21 de ani, rest tot e în plus sau minus, asta nu contează. Eu vreau să spun că e o femeie, deci are ea, știe doar ea. Și desuori din cauza asta, noi ca bărbați nu înțelegem nici o brânză. Iota. Nici o brânză, adică despre cei ce gândesc femeile. Și respectiv, doamna Angela are... tendința asta să ne demonstreze. Uite, dacă tot vorbim despre femei extraordinare, da, adică prin extraordinare am în vedere că ele sunt în afara oricăror lucruri ordinare, da? Regina Elizabeta a II, tot în această dată, în anul 1955, a făcut deschiderea unui pod extraordinar, podul, dacă nu mă înșel, se numește Hubert. Ei, nu contează. În fine, este un pod. Am uitat cum se numesc podurile astea care sunt pe suspendate. Poduri suspendate. Poduri suspendate. Uitați cum se numesc podurile suspendate. Cum? Da, da. Se numesc poduri suspendate. Deoarece sunt poduri complicat de construit, asta e unul din cele mai mari poduri a fost pe timpul acela în care a fost construit. Nu, în asta e întrebarea. Tu să duci aminte bancul acela cu peștișorul de aur. Peștișorul de aur, da. Ia zi. A prins un individ peștișorul de aur. A prins, da, și... Te uiți la Natalia, așa, peștișorul nostru de aur, da? Hai. Și spune Natalia, îi spune peștișorului, vreau să-mi îndeplinești dorința, dar peștișorul respectiv tot îi spune, zic, a, tu ai o dorință? Nu ca în bancuri, ca trei. În bancul ăsta e o singură dorință. Una. Și spune, eu vreau să-mi faci un pod în care la fiecare sută de metri să fie, la prima sută de metri, plină cu bani, a 200 de metri, plină cu mașini, deci podul plin cu mașini, următoarea sută de metri, cu femei frumoase, următoarea și pește zice, stai, om bun, știi cu tine. Mai ești șor, da, ceva mai simplu. Asta e foarte complicată dorință pe care vrei să ți-o pui tu, asta e ceva mai simplu. A, simplu, bun, atunci hai să am eu o dorință, să cunosc cei ce gândesc, să înțeleg cei ce gândesc, ce vor femeile, să înțeleg ce vor femeile. La ce peștele sută, zice, stai să stau leac, și spune-te acolo de pod.
Da. Da. Asta e o idee legată de gândurile unei femei, pentru că noi bărbații ne imaginăm unele lucruri, voi femeile vi le vedeți cu totul altfel. Asta e foarte bună, asta e foarte bună constatare. Noi bărbații ne imaginăm lucrurile într-un mod, dar voi femeile le vedeți total diferit. Ce le faci? Păi știi care e diferența între imaginație și a vedea? Imaginația e ceva ireal, iar a vedea ce vezi real. Adică noi venim să stăm definițiile. Stai. Nu. Adică voi femeile, Natalia, vreți să zici că voi vedeți lucrurile real, dar bărbații doar și le imaginează. Hai să vorbim direct, prieteni, că oricum, femeile nu ne înțeleg pe noi bărbați și bărbații respectiv nu înțeleg femeile. Vor ei sau nu vor, ei gândesc diferit. De acord, Natalia? Da, depinde. Dar. Dar sunt oameni care gândesc la fel. Adică la acești lungimi de unde? Sau sunt femei care gândesc ca bărbați. Așa. Sunt bărbați care gândesc ca femei? Păi bun, eu nu precred că așa ies cam bărbați, dar dacă noi așa să luăm concret. Așa sunt stiliști. Fotografi, da. Designeri și așa mai. Nu, sunt oameni într-adevăr diferiți. Una e să gândești cam pe aceeași unde, dar pe ansamblu noi vedem lucrurile în general altfel, da? Femeile sunt mai empatice, nu vorbesc de simpatice, dar de empatice. Bărbații sunt mai puțin empatici, da? Bărbații, adică, da. E așa, măi, nu-mi place. Bărbații sunt mai bine în spațiu, au memorie vizuală. Chiar vreau să te întreb mai concret, să spui, se descurcă mai bine în spațiu. Spațiu, da? În tot spațiul în care intră bărbații, se descurcă. Foarte bine. Foarte bine adresele, să știu să discute foarte bine. Nu, n-are nimic cu sexismul, apropo. Nu. Bărbați mai bine se orientează. Păi, da, pentru că ei este sunt de fire și respectiv el memorizează toată zona în care se află, el înțelege, are o cartografie bună în cap. Nu, este adevărat, nu este ceva de... Deci sunt și femei care au același lucru, da, sunt ok. Știi să dai în spate, hai să începem de la asta. Tu știi să dai în spate, mașina în spate. Automobil. Ușor dai în spate. Păi ok, e vorba deja de obișnuință, da? Pentru și de logică, adică trebuie să pui. Să începi de-am. Care logică? E și fizică, geografie, gata. Prima lecție de șoferie, tu ți-ai dat bine seama de ce mașina, dacă rotești volanul în dreapta, ea se duce tot în dreapta când dai în spate. Da. Păi... Asta și-a fost. Da. Nu, mi-am adus aminte, stai că știu când dacă era... Nu, este corect cum ai zis. Dar cum am spus eu? Dacă îl întorci în dreapta, el îl întorci în dreapta, mașina în dreapta. Când tu mergi înainte. Da, tu... Volanul îl întorci în dreapta. Când mergi cu spatele. Păi când mergi cu spatele. Tot în dreapta. Tot în dreapta. El se face așa, nu? Dacă volanul îl întoarcem în și dreapta, așa, și dai cu spatele, el se întoarce în dreapta. Sigur? Da. Dar dacă mergi înainte. Ok, dar dacă te întorci... Nu, stai un pic. Stai că e important. Stai anotul. Natalia are dreptate din contextul că Natalia când dă volanul în dreapta, ea nu se uită înainte și mașina întoarce în stânga, înțelegi? În dreapta, înțelegi? Ea se uită în spate și apoi ea se uită înainte, nu se uită ca un șofer începător, înțelegi? Un șofer începător se uită în spate și pentru dânsă mașina întoarce în stânga. Înțelegi? Dar pentru Natalia, ca un șofer bravo de foarte mult ani, ea se uită în oglindă și respectiv pentru dânsa mașina tot în dreapta întoarce. Dar înainte când mergi întorci în dreapta, începe. Stai, când mergi înainte, da, păi da. Tot în dreapta. De unde? De unde așa e imaginație, Bogdan? Nu, într-adevăr, nu este vorba... Deci femeile sunt mai bune în anumite femeile, chestii. De exemplu, poți face sunt mai... dată, să vorbească, să da. Vorbească. Da, asta e drept. Bărbații, pentru majoritatea bărbaților, asta e inexplicabil. Da, de exemplu, când femeia te pune un bărbat solid, când îl pune la făcut... Piroș. Sarmale. Da, îl pune, pe sarmale. El începe, el abia să înțelege cum trebuie să-l împletească. Și în același timp, el începe să-l întrebe de lucru și mai povestește între timp despre mama soacră. Tu îți dai seama că ești pierdut. Gata. El poate matrice. El îți faci sușă dintre însă. Adică, până la urmă, frunza o să fie înăuntru. Eu ți-ți garantez. Da, pentru da. Că în momentul în care pui bărbatul întrebarea și îl trebuie să mai fac ceva cu mâinile, asta e fatality. Asta este, dar tu știi ce înseamnă fatality, pentru că joci în Mortal Kombat, da. Chestia cu televizorul în general e separat, știi? Chiar și când te uiți la un film și te uiți concentrat așa la un film, acolo nu și acțiune, să începi. Dar asta cui, frate?
Care, frate? Și de unde? Până unde? Care e întrebarea asta? Dar ce caut el aici? O vreau să vină omul. Tu ai văzut că este pată pe televizor, că acolo pe... Da, da. Sau trebuie de pus... Perdeaua la bucătărie, că... Eu mă uit la Jackie Chan, care perdea. Ce vreți să văd voi? Nu, per general. Per general. Natalia, să știți, niciodată, lasă-mă. Eu, niciodată, tu vrei să spui că tu, atunci când te uiți la film, tu niciodată nu dai întrebări în afara filmului. Uite, chiar când privesc film, urăsc oamenii când mă întreabă pe mine ceva sau când vorbesc, pentru că eu sunt foarte concentrată când mă uit la film și nu iubesc cineva când vorbesc. Eu am înțeles, tu ești un suflet bărbat, tu ești arăți cu o femeie, frumos. Data viitoare. Doar este viitoare, un pic așa de... Data viitoare, noi ne ducem să ne uităm la film împreună. Eu știu dacă vă nu știți o barbă în fiecare zi. Data viitoare aducem filmul aici la etajul nou. Ți închipă să vezi pe Natalia într-o zi, ea vine neberberită, știi? Privet, băieți, știi cu tine, de unde te-ai luat? Natalia nu e, ea nu e, ea a fost cândva, poate, în copilărie băiețoasă, acum. Nu, eu mereu... Ai fost finuță, da? Păi și atunci eu nu înțeleg de unde, dar tu vrei să spui că... Ei, asta e altceva, deci tu ești fermă, asta nu înseamnă să fii mai bărbat. E frumoasă frază, mai bărbat, bărbatul e bărbat, știi cum, adică n-are nimic una cu cealaltă, adică dacă tu ești fermă ca și om, ești fermă, ești încrezută și așa mai departe, încrezătoare, pardon, nu încrezut. Ești uzină, ești fermă. Ești fermă, you're not bendable, da? Nu ești îndoită, da? Ești fermă, ești dreaptă. Important, da, să nu fii firmă. Serile berele, da? Okay. Bun. Cu cine bucură Natalia astăzi? Pentru că Natalia are multe de spus. Eu chiar aș vrea să întreb din Natalia, cu cine bucuri tu pe noi azi? Eu bucur. Hai, bucură-ne, te rog frumos. Primul invitat din această seară este o persoană ce s-a proslăvit prin maestria de a reda dispoziția bună cu ajutorul saxofonului, Sergiu Drugoș. Salutări, salutări! Aici este un fel de saxofon numai că micuț. Așa că tu ne-l dai pe ăsta mare și el pe amândouă. Saxofon micuț, da? E interesant ce înseamnă asta. Salut, salut, Sergio, ia loc, te rog frumos. Fă-te comod, poți să șezi și saxofonul, așa cum ți este comod. Natalia ne-a spus că redai dispoziția bună. Da, așa este. Cu saxofon. Tu o redai... Prin intermediul saxofonului sau saxofonul RD? Eu Vlad, vreau să-ți explic eu. El aduce saxofonul, le arată la tot și la toți așa o dispoziție bună deodată când omul își arată saxofonul lui. Da, asta e el partid. E mai deosebit ca alt saxofon, să înțeleg eu. Da, depinde și de saxofon și de instrumentist. Depinde de mărimea saxofonul sau depinde doar de culoarea? Dar ele sunt de câteva tipuri, de cât eu știu, culoarea saxofonului. Nu, uite, este auriu, eu am văzut saxofon argintiu. Da. Da, este. Bronz. Nu depinde, cred că, de culoare. De culoare nu sună mai interesant. Da, depinde de atmosfera pe care o redă instrumentistul cu ajutorul instrumentului. Vreau să vă mărturisesc că eu sunt pasionat mai mult de... seratele romantice, de evaluările care au loc pe acoperișuri, în parcuri. Adică noi scena nu iubim. Nu ne place să ne plouă un saxofon, înțelegi cum? De ce să mă lupi acoperișuri, în parcuri, de acolo? Vreau să vă spun că e o plăcere deosebită acolo unde e o atmosferă romantică, unde se întâlnesc doi îndrăgostiți, unde se vede că este o dragoste frumoasă între ei și eu i-ajut. E că acolo trebuie să le vâri un saxofon, eu mă să înțeleg, că trebuie să te vâri cu saxofonul tău. Da? Eu în echipă îmi imaginez, adică, o situație, știi cum, Siberia, minus 56 și iată, Sergiu, de trei note, știi? Nu. Îmi place. Adică, dați-mă la o parte, că am înghețat întrebări. Asta dacă nota e lungă, știi? Până numai una o reușesc. Nu, eu nici... Pe copii. Nu, asta e haz de necaz. Poate să fie și într-o notă, dar să fie luat să fie interesant. Să fie dispoziție, da, bună. Banc. Să fie luată nota interesant. Când este un banc, da. Tot să spor eu doi, unul spune, cum, bre, eu am luat premiul 2, dar am cântat atâtea note, atâtea mii, așa o tehnică, dar tu ai cântat o notă și am spune, una am cântat-o, da, așa din suflet. O notă, da, din da, suflet. Da, din suflet. Din suflet, da. Am înțeles. Nu, dar apropo, tu știi că eu sunt de acord într-un oricare sens, dacă, nu, clar că aici e luat în extreme, dar câteodată un specialist
artist. Eu astfel de muzicieni numesc muzicieni matematicieni. Nu știu dacă e un termen corect. Care iau fiecare notă corect, exact așa cum e scris în partitură, știi? Dar sunt muzicieni care cântă cu feeling, cu simț. Ei greșesc undeva, undeva falsează, undeva nu intră în nota care trebuie, undeva tempo-ul scade, știi? Dar pe ansamblu el cântă cu așa un suflet, tu zici, băi, e că eu aista vreau să ne cânti ne la nuntă. Înțelegi? Da, dar nu matematicianul acela. Cred că într-o orchestră acolo unde sunt 70 de saxofoniști, acolo dacă fiecare și-ar reda și undeva ar greși undeva, acolo trebuie să fie, cred că, mai pe note. Exact, pe acolo note, trebuie să fii matematician. Forte, piano, dar când ești un instrumentist Separat, da, cred că da, mai cu suflet, chiar dacă greșești, asta și este farmecul. Ai greșit, trebuie să ieși cumva din situația asta. În general, îți place jazz-ul sau mai mult ești adept al muzicii clasice sau muzicii folk, muzicii care este? Mai mult prefer jazz-ul, da. Deci îți place să greșești, să înțeleg, da? Nu, deci jazz-ul e adevărat că este complicat din sensul că trebuie să fii, în primul rând, muzician ca să înțelegi jazz-ul. Este adevărat sau nu? Pentru că este, știi cum, o dezbatere între oameni, că zici, băi, nu trebuie să fii muzician ca să-ți placă jazz. Un clasic, cred că n-ar fi de acord cu regulile din jazz, pentru că în clasic tot e mai corect, mai tot pus la locul lui. În jazz ceva coboară, ceva ridică, ceva pleacă, se întoarce. Fix ca în viața noastră, știi, ceva coboară, ceva ridică, cineva pleacă, ceva coboară și pleacă. Știi de care eu tot vreau să întreb, am putea să te numim tine un cupidon al muzicii? Persoana care unește inimile? Într-o oarecare măsură, da, pentru că vă povestesc că multe ori sunt invitat anume la așa fel de evenimente. Eu vă unde să... niște evenimente. Unde se unesc două suflete, două inimi. Și... Deci nu știi, poate mai înainte de asta s-a mai unit, dar aici doar le trebuie mai... Nu, aici el îi moaie, inimile devin din două, să fac unul. Asta, da. Muzica creează așa... o dispoziție și așa ambianță. Da, o dispoziție romantică care nu poate fata, femeie să spună nu. Eu trebuie să spun numai da. Cu siguranță, pentru că uite, fii atent, un cupidon care îl cunoaștem noi, el este un arcaș. Îl cunoști personal, da, vorbit al altă ieri la telefon, care da? Pușcă, da, cu săgeți și sparge. E un echipă și săgeți. Și sparge, el nu sparge nici. Inimile. A, pe el da. Nu le sparge, el le unește. Pe el le sparge pe două și pe unul, știi cum? Okay. Doi, unul, ca cafeluța. Dar e un echipă și săgeți iese din saxofon. Uite și diametru. Ce diametru? Este o săgeți. Acolo e. Nu-i de acord, frate, stai, alea. Băiatul are emoții, deci te nu știu, ia ta! Nu, din experiență de mai mulți ani, n-am auzit niciodată, nu. Chiar nu știu ce înseamnă asta. De serios? N-ai auzit niciodată să spună da, la niciun eveniment? Invitat, de fiecare dată i-a spus da. Chiar a fost mai multe cazuri. A fost așa un caz când pe acoperiș s-a urcat o domnișoară, o serveau acolo cu diferite și mă gândeam chiar unde mirele. Așa, da. Și în timpul ăsta vine cineva cu un calculator, deschide calculatorul, sună Skype-ul și el pe Skype îi spune: vrei să devii soția mea, cineva i-aduce flori din altă parte, inelul. Adică pe Skype-ul conferința? Skype, da, el era plecat undeva peste hotare, poate avea o concurență, nu știu, s-a hotărât să o facă mai repede. Aha! Și tu înțelegi, el spune, chiar și pe apasă? Skype a spus da. E dubios, apasă Y pentru da, da, și da, da. Nu pentru nu. Și apasă, știi chestia asta de unde se iasă discurile și el apasă și deschide și acolo inelul. A? Așa ceva a fost sau i s-a adus inelul? I s-a adus inelul. Nu, el trebuie să suni pe noi de la început, că noi să-i propunem varianta respectivă. Nu, nu-i până la sfârșit, știi cum, sau... Da, dar... Spune, pune parașuta, tu ai 30 secunde să sari de pe acoperiș. Că de altfel... Deschide parașuta și scoate inelul și pune ți-l pe deși. Că de altfel n-ai inel. Dacă nu scoate inelul, apă... Nu, ok, până la urmă 100% au răspuns da. Da. N-ai avut niciun moment. Care a fost cel mai înalt acoperiș pe care din ai fost? Din Republica Moldova. Nu. Pe care ai fost cu o propunere de căsătorie? Cred adică că nu aproape tu, de 20 etaje.
sau 30, nici nu mai știu. 30? Da, dar nu e priveliște foarte frumoasă, cam așa, cam așa ca la ca spatele aici, da? Tău. Da. A, cam de aici, da. Tu și... Poate chiar mai înalt, chiar, da, cam de aici și... Cam de aici, cam eu știu de unde ai fost să fie ce acoperiș. Da. Care e... Ok, și iese că toate 100%. Au fost vreodată vreun caz în care, uite, nu erați sigur totuși că o să fie un nu la propunerea aia de căsătorie? Deci a fost un caz careva... într-un restaurant când era o domnișoară, cred, dar era mai în vârstă, avea peste 30 și un domn de respectiv tot mai mare. Asta e important. Da. Nu, la 30 de ani încă poți să te mai gândești, știi cum? La 20, mă căsătoresc, știi, dar la 30... Da, la 30, da, nu s-a așteptat la asta. Așa. Și el a făcut așa un scenariu, vine un chelner cu floare, un domn cu floare, altul la treilea, patrulea. Eu vin și am început a cânta și la urmă el vine cu un buchet mare de flori, o cer în căsătorie, începe a plânge și o plâns undeva, cam cât am cântat eu acolo, vreo oră, o oră jumătate, cam atât a plâns. Tu ai spus că ești mai... emoții pozitive. Și a, păi stai, păi da, asta... Din dragoste eu plâns. Eu nu s-a așteptat la așa ceva la vârsta asta posibil. Și cu saxofonul, vedeți, eu nu pot, că n-am urmă că să-mi plâng, știi? Dar până la urmă am înțeles că totuși da. A spus da. A spus da, da. Și, nu, îți spune-mi, te rog, eu vin, după felul cum arăt eu vin chiar nu de departe, da, vin de la mare. A, ok, bronzat, da? Ai fost acela vreodată pe plajă? Pe plajă nu, dar urmează, precis. Urmează, da? Nu, pe plajele de Republica Moldova eu cred că mai ține o șansă. La Ghidighii și vedem mare. Da, avem. Noi avem mare în centru țării. În centru orașului, da. Și apropo, noi să mai discutăm tema asta astăzi, eu îți spun sigur. Mare. Da, eu știu, e Marea Ghidighii. Nu, e mare, apă sărată din mare. Ah, da, tu ai rămas super. Urmă cu noutățile. Da, lasă că spun secretul, dar mai târziu un pic. Da, eu cred că ai dus vreo sticlă cu apă sărată. Chiar mare, dar mă rog, o să-mi plătească altfel. Ce instrumente mai știi să mănânești în afară de saxofon? Cam la toate puțin. La pian, tobe, chitară. Ok, acasă doar saxofonul. Vecinii te iubesc sau vecinii, cum? Ce atitudine au ei față de tine? Da, acum primesc plăcere. Acum primesc? Cum? De la muzică, vii să nu primești plăcere. Da, am avut așa mai multe cazuri. Eu când vreau să spun la școală, 6 dimineața, eu nu am să primi plăcere de la muzică, vii. Depinde și muzică. Nu, orice muzică. Te-ai trezit tu cu un da, cred că. Depinde că de vii. Da, noi avem o probă pentru tine. O rubrică pe care Natalia nouă o să ne spună mai exact despre ce este vorba. Tu însă fii pregătit, nu știu, o să fie antrenat saxofonul, Natalia, sau nu? Să ne spui tu, te rog frumos. Sergiu, trebuie să interpretezi genurile de muzică propuse de noi, iar Vlad să danseze. Vlad, eu nici nu știu ce mai tare vreau, să te văd pe tine dansând sau pe Sergiu cântând. Eu cred că îți combine foarte bine ambele lucruri. Eu vreau să-l văd pe Sergiu cântând, eu nu înțeleg în general ce am eu cu dansatul. Dar cum îți spune cântând sau saxofonând? Interpretând. Interpretând, ok. Hai, saxofonește, Vlad dansuiește. Hai să încercăm. Hai să încercăm, da. Primul stil de muzică care ți-l dau este jazz. Ah, ok. Eu trebuie să dansez hip-hop, i-am uitat. Asta de ce vrei, nu mănânc hip-hop, la mine? Așa, niște popular! Hai, populară! Muzică populară, hai! De popular!
place. Jacques Floyd. Mie trebuie o parteneră aici, Natalia. Eu nu înțeleg de ce stai acolo, dar nu e pe asta. Natalia, hai iar vină cu așa. Adivă! Dubstep. Dar eu asta fără Natalia nu fac, e că eu de asta și ziceam. Natalia, vine la noi că să facem dubstep. Eu nu știu ce e asta. Nici eu, nu știu ce fac. Dei! Nu, dar ești haos. Doar... Dar niște haos. Niște haos? Haos faci. Ia că poftim, dansează, Natalia. Asta e dubstep. Da. Da, da, eu ce să fac? Dubstep! Următoarea! Și... Rigiton! Și asta! Uite! Asta e muzică, da? Da! Hai! Și melodie! Rigiton! Dă-i ritmul! Următorul! Următorul nu-i, da? Este! Bossa Nova. Hai. Bossa Nova. Hai. Natalia a vrut să danseze. Natalia a vrut să danseze numai un singur dans, numai dubstep și neapărat nu e să... Prieteni, și cu un rock and roll închidem. Hai, un rock and roll. Go for it. Ideea asta și-am vrut să zic. Da, eu să-i transmit, că transmit, altfel nu-ți plinești. Da, Vlad, că de obicei e super. Ia loc... Sergiu încă mai super ca Vlad. Și ce am vrut să te întreb? Tu tot ai spus o chestie interesantă legată de partea când bărbații. Ai avut vreo situație când femeile au cerut bărbații în căsătorie? Nu, femeile n-au cerut bărbații în căsătorie, dar foarte multe cazuri când femeile organizează o serată romantică pentru bărbați. Chiar o agenție cu care colaborez, da, o agenție cu care colaborez chiar îmi spunea că 70% din serate romantice sunt organizate de femei. Și chiar mi-a povestit așa un caz că o femeie a făcut o serată romantică cu prietenul ei. Peste o săptămână a venit cu un alt prieten, i-a organizat o serată romantică și cam peste vreo două săptămâni cu a treilea prieten, știi? Așa, a vrut cea mai bună. Da, a vrut să vadă că are mai romantic pentru ea, probabil. Dar da, el a organizat pe toate. Bun prieten. Da, cred că tot e o provocare pentru bărbații. Sergiu, reacția ta. Stai un bărbat, cam el este singur, tu cânți, aștepți momentul și la un moment dat vine el cu propunerea la dânsul. N-am avut așa caz. Eu eram așa de concentrat la ce vrei să spui tu, când la un moment dat am omis că tu ai pus un pronume personal de genul masculin la început. Da, posibil că bărbat pentru altul, nu știu, nu angajează să și când cânti tu? În momentul ăsta când vezi cadrul. Nu am cântat pentru așa cazuri și situații. Dacă ar fi cazul ăsta, ce piesă interpreta? La tine saxofonul și te-ai începe a cânta. Prima melodie care îți vine în cap. Mulți ani trăiască. A doua tinerețe a început. Tot e variat. Nu, așa cazuri cred că n-aș accepta. N-aș pleca la așa. Dar tu n-ai știi. Tu n-ai știi. Ai cântat mai departe? Dacă lumea plătește. Dar ce are el cu... Saxofonul e un obiect, un instrument romantic. Exact. Respectiv, cine acolo își unește destinele,
E, sub melodiile este deja e treaba lor. E treaba lor. Ei au da. O problemă, dar asta e problema lor. Sergiu, îți mulțumim foarte mult că ai venit la noi. Ne bucurăm foarte mult că ai avut posibilitatea să vii și să ne și interpretezi cu ajutorul acestui instrument, muzical super. Auriu, formidabil și așa mai departe. Noi însă, dragi concetățeni, vrem să vă spunem câte ceva. Da, prieteni, eu vreau să vă spun, fiți cu ochii pe noi, că de nu vine Sergiu și vă face o seară romantică, dar de ce e? Că voi niciodată nu schimbați canalul. Că așa. Publicitate. Bine ați revenit după o publicitate foarte frumoasă. Noi vrem să vă spunem că mai avem încă o noutate foarte bună, mai ales pentru copii. Pentru copii, pentru că în aceeași dată, în anul 1955, a avut loc deschiderea la Disneyland. Este primul parc de atracțiuni pentru copii de așa amploare, înțelegi, cu tematică atât de frumoasă și superb. Tobogane. Care tobogane? Caruseluri. Foarte multe lucruri. Copilașul nostru, cu o prezentatoare noastră, când ai spus pentru copii, e făcut așa. Da. Și chiar nu se întreb, te simți în suflet copil? Da, sigur. La aproape 25 de ani. Aproape. Doamne ferici, copil mare. Aproape la 21, ai vrut să spui, tot normal? Da, aproape 15. Care e cel mai tare, ce îți place ție? Cea mai mare distracție sau care te-a ținut din copilărie tot să te urci și să încerci, să cobori, să zbori, să te rotească, să te învârtească, să te arunce pe apă? Îmi plăcea, eu nu știu cum se numește, chestiile alea care stătea așezat și te învârtea repede. Carusel. Nu. Carusel. Centrifugă, carusel. Exact. Centrifugă. Păi stai, erai în picioare sau te așezai? Așezat. A, păi e carusel, și... cel mai elementar. Da, da. Ok, și... Și mașinile îmi plăceau. Eu n-am reușit. Să te distrezi. Eu n-am... Păi când te duci copii nu te distrezi, eu cred. Asta tu te uiți, tu te uiți și te gândești. Că n-ați venit să ne asta și ideea. Eu am reușit să nu mă bronzez. Eu am reușit să... Da, am reușit să... Te-ai bronzat. Asta e altă întrebare. A, nu, cum stai un pic. Deci noi știm foarte bine când Anatol într-adevăr se bronzează. Natalia, crede-mă, 90%. Trebuie să mai adaugi la tenul, la nuanța tenului lui, mănâncă vreo da, într-adevăr, vreo eu 30%. Eu ca să mă bronzez ca Anatol trebuie să stau vreo 3 săptămâni în continuu la soare. Eu nu pot. Eu nu pot. Eu nu mă bronzez niciodată. Eu ard. Tu nu poți să stai cum ai sta tot n-ați primească la Anatol. Crede-mă, eu ca să așa tu trebuie să te bări în cuptor, pur și simplu. Da. Da, pentru că tu voi sunteți prea albi și voi vă decojiți. Voi. Noi ardem, pur și simplu. Da. Noi ca fructe. Voi ardeți, da. Să dispar. Până la urmă vreau să vă spun că e foarte fain marea. În primul rând, nu a fost foarte caldă, dar e chiar super așa, când e un pic apa mai rece. Tu adică vrei să mai adaugi deasupra la tot starea asta noastră, care noi stăm în Chișinău și nouă ne e cald, tu vrei să ne mai spui că... Plus la asta, un bronz superb. Plus la asta e foarte superb, atunci tu n-ai să mă înțelegi. Vlada să mă înțeleagă. Foarte bine când la plajă îți permite să te bronzezi topless. Și ai o plăcere de la mare, de la soare, de la priveliște, de la tăt, normal. Tăt normal. Da, acum... Tu, apropo, te bronzezi topless, colega noastră, dacă poți să-mi permiți să spun așa o întrebare. La mine acasă, da. Ei, în general, acasă eu pot să mă bronzez și fără de nimic, că eu n-am unde să general. Nu, eu n-am unde m-am bronzat, pur și simplu, de asta. Păi în casă. Da, în casă, la casă, sub, da. Sub becul de la baie. El acolo la mine cu ultraviolet, da? Vă sunteți pentru sau nu? Pentru că nu în țară știu că e interzis. Ce? Să te bronzezi topless. După lege? Da, eu sunt ok. Eu sunt ok cu bronzat okay. Topless. Da, tu ești ok, dar... Bărbații, eu sunt sigur că sunt ok, pentru că ei pot și să îmblea toată ziua topless, că na. Păi, da, eu alegere... Eu nu știu că bărbați și așa topless bronzat. Nu, eu am în vedere că... Nu, eu am în vedere că femeile... Sunt femei care se bronzează topless. Sunt ok. Ai fi vrut ca la noi în țară să se bronzeze topless? E alegerea femeilor să se bronzeze topless sau nu. Deci nu trebuie să fie... Păi de asta și zic, nu trebuie să existe lege care să interzică să te bronzezi topless sau nu. E alegerea unei femei. De ce nu? Pentru că dacă se interzice, respectiv, au găsit și un motiv pentru a interzice. Că?
Sustrage atenția bărbaților, nu, sau care? Sunt diferite dimensiuni și lumea supără. Și păi, între ele sunt o concurență vizuală. Eu cred, concurență vizuală, da? Nu, eu cred că asta nu-i pricină pentru a... Ei, nu. Păi da, e oricum alegerea oricărui să se bronzeze tot. Mare, eu am văzut pricina. Nu. De multe ori. Și bun, și există... Există, da? Adică tu o vezi pe una care are un suflet mare și vine la una cu suflet mic și zici că îmbracă-te, chiar mă! Aslați îmbracă, supără, zâmblânge. Sau vine un suflet de 20 și vine un suflet de 70, știi? Da, să uite că una are mai multe... Merceturi decât alta. Mai multe... Na, eu oricum cred că e o chestie personală. Fiecare alege cum vrea. Adică eu vreau să ies cu barba afară. Cu barba în prezența oamenilor. Eu ies. Nu, care-i problema? Până la urmă, acum tehnologiile moderne, medicale, medicinale, chirurgicale au ajuns la un nivel că toată lumea arată bine. Și e bine, știi? E bine să vezi că, băi, tehnologiile avansează, da? Avansează. Chiar ceva ce nu arată bine, am arată mult mai bine. Da, doar că există o problemă care, când e vorba de persoane care au deranjul ăsta, că arată ei singur nu prea bine, da? Sau disconfort bine. Personal. Da, și știi, în momentul în care tu vezi asta, când persoana, în loc să vină într-un slip și sutien, își ia un costum de baie, pentru că pare, se genează de burtă, de, mă rog, alte zone. Fiecare cu zona lui. Da, noi, bărbații, nu ne genăm de la nicio zonă. Depinde. Zonele... Depinde și bărbați. Da. Sunt bărbați care se genează de zone. În fine, asta sunt e... asta care e nu văd zonele. Apoi asta și e. Și tot e drept, da, tot așa. E adevărat. Până la urmă, cum te uiți tu la... Bărbații topless. Nu, hai, de ce v-am întrebat de topless? Pentru că este și plasă și de nudiști. Unde dacă pentru cei care nu iubesc topless-ul, poate să iubească mai deosebit. Haideți noi totuși să mai discutăm și cu un invitat. Următorul invitat. Natalia, te invităm să inviți următorul invitat. Uite cum te invităm să inviți invitatul din seara invitaților. Oh, genial. Acum la etajul nou urcă un băiat tânăr, stilat, care poate suci mințile doar cu vocea sa, interpretul Nathan. Într-un pustiu de necuprins, pornim din locul în care am rămas. De acolo nimeni n-a făcut un pas. Și dacă nu mă lași, să nu te las. Timpul să... Eugen, salut! Salut! Bine ai venit la atitudinea noastră. Bine v-am regăsit. Te rugăm să iei loc acolo pe canapea mai comod. Bine ai venit și prima întrebare. Ce noutăți mai ai, Eugen, să ne spui nouă? Deocamdată am foarte mult de lucru și nu mai pot să mai rup, mă rup să plec, să mă fac și eu așa un pic mai bronzat. Dar eu cred că în dependență de faptul cum o să fac toată meseria până acum, începută de vară și până la vară, o să și fie bronzul meu calitativ și odihna pe măsură. Calitatea bronzului depinde Nathan, de calitatea muncii. Nathan, exact. Apropo, a vrut, așa de tare a avut chef de bronz. Noi ne-am întâlnit cu el, el trebuia să meargă la un interviu la radio. Așa de mare chef de bronz a avut că încerca să se parcheze tot el pe o locație acolo și eu tot eram parcat. Și era, zic, bă, omule, ce te parchezi tu acolo în soare? Vin aici la umbră și el. Ah, da, e adevărat, da. Și vine și se parchează la umbră. Omul e dor de soare, de bronz. Nu, începem cu mașina. Mașina oricum trebuia să stea undeva vreo oră acolo la soare. Exact. Deci începem cu mașina, după aia și cu noi. Oricum o mână a șoferului întotdeauna e bine bronzată, n-ai treabă. Da, da, e bronz de șofer tot timpul mâna stângă. În Republica Moldova sau în Europa în majoritate, deci mâna stângă e bronzată. În Anglia nu e bronzată deloc, la dânsa acolo soare nu-i. Da. Care este totuși odihna ta preferată? Odihna preferată e foarte banală. Nu am vreo, nu știu ce, năzuințe extremiste, extremaliste, nu știu. Așa. Nu, da, îmi place foarte mult să conduc mașina și îmi place să fac escapade cu mașina la natură. Adică plajă de nudiști nu e nu, varianta pe care ți-ai propus-o, da? Nu e tocmai cea mai plăcută. Chiar dacă... Nu, plăcută e poate fi, dar nu este intenția ta. Nu e intenția mea, nu e în planul meu. Dar dacă s-ar întâmpla lucrurile astea, eu cred că ar face doar... Nu aș merge singur acolo. Dacă aș merge cu perechea mea... Da, ar fi ok. Dar ai fi curios să încerci chestia asta? Tu așa spui, să încerci? Parcă acolo trebuie ceva de făcut. Deci nu încerci nimic acolo. Stați, nu sunt de acord. Să încerci, pentru că la un moment dat tu vezi un grup de oameni necunoscuți. Te dezbraci, nu te dezbraci. Ai curajul. Asta era întrebarea. Eu cred că de fapt așteptările nu sunt
nu sunt tocmai, mă rog, nici nu vine cuvântul, știi? Gata, el s-a pierdut. Mi-am imaginat toată treaba asta, m-a pierdut. Deci uite, eu cred că așteptările nu sunt tocmai justificate atunci când ajungi acolo. Deoarece eu cred că majoritatea oamenilor care sunt pregătiți mental și moral ca să se dezbrace în fața unui altuia, se comportă foarte firesc. Deci nimeni nu o să fie să zică, wow, ce... Deci tu o să fii unicul. Asta îți spun. Care să zică asta? Care să se Stai, încă o întrebare. Întrebare legată de plajă. Păi eu tot o întrebare legată de plajă. Cum ai sta pe plajă de nudiști? Cu pântecele sus sau cu pântecele jos, mai degrabă? Deci cum crezi? Dacă voi sta, eu cred că voi sta cu stomacul în jos. Așa? Și... Totuși aș pune ceva pe spate acolo, mai la poponeață. Așa. Deci, ca să fie în liniște. Ca să fie sigur, eu vreau să spun, ce te-ar speria pe tine mai mult? Nathan, două variante. Da. Prima, apa rece sau un paparazzi care mai târziu spune, da, voi știți unde s-o bronzata, nu e asta, Nathan? Știi care e fata? Eu cred că nu se permite la paparazzi acolo, da. Se permite. Până la urmă apar pozele, oricum sunt, nu apare totul în cadru, dar se spune unde ar fost și ce ai făcut. Asta era ideea. Ce te-ar pune pe gânduri? Așa, ca să fie bine, eu cred că totuși contează foarte mult temperatura apei. Pentru că paparații, ca să aibă un material bun, eu cred că totuși ți-a apă caldă și bună să fie. Așa, trebuie să iei apă de casă și totuși ești apă caldă. Ții un încălzitor, da? Până la urmă, bă, eu de ce te întreb? Pentru că preferințele fiecăruia. Da, e sezonul de vară și se preferă să pleci la plajă, unii totuși preferă să pleci la munte. Care este aerul curat sau totuși soarele care te face un pic mai smolițat? Păi și la mare e aer curat, dar da, e, mai, okay, puțin, e... mai puțin curat decât cel de munte, munte, cred și eu. Da. Da, oricum și ele și ele sunt foarte bune pentru sănătate. Eu cred că aș alege totuși munții, anume din cauza că îmi place mult mai mult decât căldura, îmi place răcoarele. Deci sunt dependent de atmosfera răcoritoare, pentru că mai unde stau, mai ales acum vara, în mașină, aer condiționat, în studio aer condiționat și atunci simt foarte tare mișcările dintr-un spațiu în altul și din vreau ala, că totuși când, nu, să nu se schimbe nimic. Când ieși dintr-o căldură din aia infernală și ajungi undeva mai rece, bine că am ajuns și eu aici. Apropo, ți-ai făcut bagajele deja sau încă totuși se subseamnă o întrebare? Am înțeles că da, depinde de muncă, dar până la urmă planuri sunt? Până la urmă totuși mare, pentru că... pentru că nu ești singur în familie. Pentru că nu eu singur aleg. Și, da, și știi ce vor femeile, da? Aici, în momentul anume respectiv. Apropo de chestia asta, știai, pentru că ești interpret respectiv, ai avut vreodată probleme cu vocea, propriu zis. Ți-ai dres vreodată vocea cu bere caldă, bere fiartă? Niciodată n-am încercat asta. Eu am înțeles că sunt foarte mulți interpreți de auvergură mare, am în vedere de cei din operă, care își dreg vocea anume prin intermediul la bere caldă. Eu își dreg vocea cu, mă rog, divin, coniac. Ei, asta e altă chestie, dar vorbesc anume serios, să încerci. Să încerci să ne spui, cred. Data viitoare o să te întrebăm dacă ai avut vreodată bere... Nu prea cred în diferite metode, pentru că eu cred că există totuși riscul că exact după ce ai servit ceva, ca să te ajuți, apare un pic de macrotă. Deci da, nu, da, e, de, nu de, e sigur. Nu e sigur niciodată că va fi aceeași voce curată și în, nu are nicio, nu există garanție, de aia nu poți să riști. Nu, păi da, tu înainte de concert trebuie să faci acest lucru, adică să nu faci chiar propriu-zis, am în vedere, cu o zi înainte, că după aia te așezi la volan, îți dai bine seama, gândesc, da, să bea vreo 2 litri de beri șerbinte, și mă dă... Nu e varianta. Șerbinte, eu chiar stau și mă gândeam, mă analizam în capul meu, pot să iei o bere, o sticlă de bere, o pui sub soare. Nu e aceeași, trebuie să fie arbă, am înțeles. Să fie arbă? Da. A, deci să iasă ceva din ea. Da, dar nu cred că iese, pentru că alcoolul, apropo, oameni buni, stimați sat, când faceți zvar, să nu credeți că voi dacă ați ținut la călduț genul cel la 6 minute, că o ieșit din trânsul alcoolul. Pentru că să iasă alcoolul total din vinul, îi trebuie 5 ore de fiert. 5 ore. 5 așa că... corect, 5 ceasuri. Da, da, adică respectiv să nu credeți că de acolo e zvar, el nu ieșit tot da, alcoolul din trânsul. Acolo chiar trebuie să mai dau ștării ca să te ajungă un pic. Până la urmă, nu, treaba asta cu berea. Berea fierbinte sau cum tu spui fiartă, eu am încercat doar o singură dată bere fiartă, dar vă spun cum. În momentul în care pui niște raci
și o faci în bere și fierbe, uite atunci și are și un gust raci. Băi, băieți, asta nu-i secret, eu am spus mai tare, dar că m-au zis. Uite atunci, racii sunt extraordinari. Dar eu sunt un fan a racilor și respectiv, de asta eu lucrez cu colegul meu. De asta lucrez cu colegul meu care este rac. Da. Tu cum stai cu racii? Îți plac racii fierți, mănânci chestii astea? Bucatele exotice. Da, da, da. Maritime. Maritime. Da, da, da. Fructe de mare, cum fructe de mare. Fructe de mare, dar numai că racul e de rău. Nu-mi place cuvântul fructe, nu-mi place. Fructe de mare, până la urmă ce creveți, scoici, fructe, știi? Nu, da. Ok, scoicile mai culegi, pentru că e un termen. E un termen, nu pot să zici că e un termen maritim. Normal că nu e lămâi de mare. Vlad, poți dai de lămâi de mare dacă tare cauți lămâi de triebă. Știi ce? Eu aș zice că algele, de exemplu, da, da. Mai mult alea, da. Par a fi fructe, deci legume de mare. Legume de mare, da. Pătrunjel mai scurt de mare. Pătrunjel, da. Dar alte lucruri, gen cum ar fi scoici sau, eu știu, cal de mare. Băi, animal de mare. Animal de mare, da. Să zic că e o plantă. Că da, da. De mare, unicul mascul care face pui. Care îi face... Da, da, e unicul mascul care... Se autofecundează. Păi stai un pic, după aia, dar nu e mascul atunci. Există... E mascul care... Hermafrodit. Nu, e mascul care face pui. Gata. Asta ok, bun. Îi poartă. Am înțeles. Ca pinguinul bărbat care stă pe ou. Da, el acela stă pe ou, este chiar... Stai că dacă tot vorbim... În acțiune, da. Dacă tot vorbim de fructe de mare și de mâncăruri exotice, care a fost felul de mâncare care ți-a luat curaj să-l mănânci? Ai făcut vreodată așa chestii sau nu? Eu cred că toate cele care le-am încercat vreodată de la capitolul maritime sunt maxim de acceptabile de toată lumea, gen cum ar fi octopus, prostii, stele de mare. Prostii de mare, da. Prostii de, prostii de mare. De mare, da, prostii de mare. Am gustat prostii. Dar e prostii. Aici e prostii. Dar care îți place? Stai. Care îți place din fructele astea de mare, din prostiile astea de mare? Din prostiile astea de mare, nu știu, probabil creveții ăștia imperiale sau... Astea care mari. Regal. Astea mari, da? Hai, acum nu trebuie să... Ai luat unul cu... Gata, te-ai săturat. Ai înțeles ceva din asta. Da, sau deja un amar, dar cam scump, pentru că... Da, mai nu prea avem aici. Da, și asta aici prea se aduc. Dacă ai cules vreodată scoici, apropo? Nu am cules niciodată, dar am văzut cum se întâmplă lucrul. Se zice cules? Da, păi da, ce faci cu cules? Strângi. Cum să culegi? Ce crezi în copac? Strângi! Pipia, trebuie să lipești, da. Și tu culegi. Pac, pac. Ah, ok, bun, da. Respectiv, pac, pac. Da, tai deștile alea, dar stai ok. După care le curiți și după care... Vezi că Natan ți-a spus că el e mai mult cu muntele. Tu trebuie să ai mușcat vreun urs vreodată. Da, chestii din astea, știi, serioase. Păi, ou de prepeliță, căutat undeva pe... Fazani. Faci mure, da, la faci mure în pădure, prin munte. Ok, Natan, totuși și chiar dacă un pic ne-am... Dar noi, de fapt, noi vorbim și bine. Noi vorbim despre ce vor femeile, da. Și am ajuns la munte. Tu nu ești căsătorit. Tu știi ce vrea femeia ta? O seară romantică. Eu cred că știu. Eu nu o să arăt lucrul ăsta, dar știu. Știi. Foarte bine. Uite aici e un răspuns foarte bun apropo la întrebarea ce vor femeile. De ce nu se știe ce vor femeile? Pentru că niciodată, nici un bărbat n-a să spună ce vrea femeia lui. Noi știm fiecare în parte ce vrea numai femeia noastră. Dar indiferent, deja dependență de cum se oferă tot ce se oferă, noi oferim în schimb. Exact, da, fetele mai au posibilitate să vorbească, să le spune una la alta, dar știam eu și vrem și așa mai departe. Și de asta tot știu și vor bărbații, dar femeile... Dar tot ai auzit că discutam și despre caruseluri, despre Disneyland. Ți-a plăcut? Îți plac chestiile astea? Da. Distracțiile? Îmi plac foarte mult. Stai, specific cuvântul distracție. Da, în formatul în care viteza, pentru că poți să te dai cu viteză nebună acolo, ce cam sperie. Sau care sunt cele de care nu ți-e frică și cele de care ți-e frică? Sau te urci pe toate, nu contează. Mă urc pe toate atât timp cât știu că prietena mea e mult mai riscantă decât mine.
Și dacă o face lucrul ăsta ea, de ce nu aș face și eu? Pentru că... Hai, tu vrei să faci față, ca să nu zic... Da! Ai văzut, apropo, ai văzut, apropo, au fost foarte multe cadre pe internet când urcă băiatul și fata într-o chestie, oricare chestie, care e super, cu o viteză extraordinar de mare, și băiatul își pierde cunoștința de vreo 3-4 ori pe când fata râde în hohote de el. Băiatul ăla de culoare, da? Da, a fost mai mulți, de altfel. Da, au fost vreo 4-5. Da, băiatul de culoare a fost cel mai nostim variantă, că e... și după aia, peste câteva secunde, îți trezea și... Eu am căzut, am căzut, fără cunoștință. Parcă era scenariu, știi? Nu părea real, da. Nu, era foarte real, într-adevăr. Deci tu nu ești din persoanele respective, deci... Nu sunt foarte riscant, dar aș face doar dacă mă mai mișcă cineva de loc. De dragul ei, de dragul ei, da. Așa singur, ne îndreu. Da, trebuie, da, chiar. Eu încurc la nimeni. Eu invers, sunt cu demonstrație, eu sunt cu demonstrație, soția mea nu prea urcă. Chestiile astea, eu, hai, mergem, parașută, hai, bungee jumping, hai, base jumping, orice, nu mă deranjează nimic, pot să mă dau cu orice. Orice jumping, să înțeleg eu, cât ar interesant. Orice, da. Orice. Prieteni, eu cred că noi avem ceva interesant pentru colegul nostru, dar nu știu dacă colega noastră este... Eu cred că colega noastră știe foarte bine despre ce este vorba. Da, și o să ne propună să-ți aducem ceva, o probă pentru tine. Chiar o invităm, da? Da. 3, 2, 1, stat. Natalia, dă-i! Frumos! Dă-i foc la citit. Nathan, trebuie să răspunzi la o serie de întrebări cu da sau nu. Aha. Uite așa. Foarte complicat. Da, și eu cred că pentru Nathan e destul de complicat, da? Da. Nu, am gluit? Deci, da sau nu, foarte simplu, răspuns, eu încep cu prima întrebare. Stai. Să nu te gândești prea mult, propriu zis, la răspuns. E blitz, așa am înțeles, corect. Da, în cazul în care omul are nevoie, n-ai să-i permite să gândească. 3 secunde. 3 secunde, da. Că e bine. Hai să începem. Cânti când n-ai ce face? Da. Ești burlac? Nu. Ai fost la mare vreodată? Și mai multe, da. Mai multe, da. Da. Ai văzut apa din mare? Normal, da. Ți-a stat mai ușor pe suflet după ce ai văzut-o? Da. Vorbești mult atunci când taci? Da. În gând? Da. Dăruiești des la zile de naștere lucruri care nu-ți plac, dar zici că super doar că să scapi de ele? Nu. Sigur? Sigur. Nu, trebuie să spui da. Da. Sigur. Ai purtat bikini bărbătești? Nu. Sigur. Foarte, maxim, aș fi simțit asta. Eu cred că mult s-ar fi simțit, mult s-ar fi văzut. Poți mai pune cu o dată întrebare? Da, nu, continuă. Concretizăm, știi? Îți plac păsărelele exotice? Îmi plac și păsărelele și alea exotice la fel. Da. Da. La prima, la păsărele? La toate, și, deci la toate, da. Ok. Ai purtat rochie sau tocuri vreodată? Nu. Nici așa, în glumă? Nici într-un fel. Nici acasă? Nici așa pentru mine? Nu. Da, ok. Te machiezi des? Se mai întâmplă. Da. Da. Ai cântat vreodată fără să scoți niciun sunet? Nu. Îți plac bodybuilderii? Da. Da, fetele bodybuilder? Nu. Nici mie nu-mi plac. Când ți se pare că s-a vorbit și s-a făcut tot ce era de vorbit și de făcut? Ți se pare că ai vorbit mai mult decât ai făcut? Asta a fost o scorogovorcă? Deja e 3 secunde să-ți spui că da sau nu. Hai, pentru tine mai facem o excepție încă o dată. Când ți se pare că s-a vorbit și s-a făcut tot ce era de vorbit și de făcut, ți se pare că ai vorbit mai mult decât ai făcut? Pot să repet același răspuns ca și cel care l-am spus mai înainte. Da. Asta a fost o scorogovorcă? Da. Deci da. Te uiți des la fuste scurte? Mă uiți atât. Adică da. Da. Da sub fuste. dacă ai căzut, da? Eu cred că am răspuns mai înainte și l-a răspuns și la întrebarea asta. Okay. Dacă ai câștigat $1,000,000, ai renunțat la ceea ce faci acum? Asta a fost ultima. Nu.
Chiar da. Deci suma asta de bani nu este o sumă care să te oprească, da, să-ți spună că, băi... Vreau să am suma asta și să fac în continuare tot ce fac până acum. Am înțeles, dar dacă tu ai avea suma asta de bani și ai refuza, ce ai face? Deci, ce ai investit dacă, banii dacă, ăștia? Dacă, dacă, da, dacă n-ai... Să cheltui doar. Dacă, uite, pare și așa că, băi, chestia cu interpretul nu mai ține de tine. Ce ai fi făcut? Nu știu, în afară de asta. Aș vrea să mă ocup cu animalele, nu știu, îmi plac foarte mult animalele. Adică și să faci o... Să te ocupi asta, să le dresezi sau în general să faci altceva, să le... Să faci o casă pentru câini vagabonzi, chestii din astea, ce anume. Da, deci dacă aș face binefacere, probabil ar fi într-adevăr o casă pentru pisici sau câini care nu au casă. Așa. Dacă ar fi pentru business, dacă ar fi investiție cu adevărat, ar fi într-o fermă avicolă sau ceva de genul. Dar dacă ar fi... Vezi, îți plac păsările. El a spus că lui îi plac păsările și nu doar cele exotice, știi? Și dacă... Dar aș face o excepție aici. Nu m-aș ocupa cu injectarea animalelor. Aș face să fie cât mai natural, să fie o supă bună, dacă iese. Deci totuși ți-ți place carnea. Și mânca, cărnița exact îmi place. Tot ce iese de el. Și în ultima instanță aș face totuși... E ceva mixt. E binefacere plus business, ceva legat de azil pentru bătrâni. Mersi frumos, Nathan. Într-adevăr, și un punct frumos a emisiunii noastre de astăzi. Într-adevăr, un lucru bun, o binefacere este mereu în sufletul nostru dacă vrem să dăruim cuiva ceva mai bun. Dacă suntem oameni de artă, chiar vrem să facem lucruri frumoase. Dar noi asta și facem de altfel, prin dispoziția bună, prin muzica pe care o oferă, de exemplu, Nathan, și prin dispoziția pe care o oferim noi, prin felul cum noi dăm din gură. Balabalim! Câteodată, cum să zici. Frumos. Mersi și mersi frumos, Nathan, că m-ai venit alături de noi, dragi telespectatori. Noi însă vrem să predăm estafeta Nataliei noastre dragi, pentru că ea are un cuvânt de onoare la momentul de față. Dragii noștri, a venit timpul să ne luăm rămas bun și noi vă îndemnăm să fiți și voi mai buni. O binefacere frumoasă pentru voi, prieteni. Vă spunem, asta a fost etajul 9 și noi mereu vă așteptăm să ne priviți. Da, binefacere e și atunci când faceți ceva ce vă place, dar să nu deranjeze pe alții. Așa că nu deranjați pe alții și uitați-vă la etajul 9 și mâine. Pa, pa!